Mă uitam așa pe configurația acestor zile. Mercur se pregătește să iasă din leu. De fiecare dată când o planetă ajunge la ultimul grad, se numește anaretic, ca să vă explic. O zodie are 30 de grade, da? Un semn zodiacal. Așa, întotdeauna primul grad și ultimul grad, cel de la 0 la 1 și cel de la 29-30, sunt foarte periculoase, da? Pentru că nu știi cum să le interpretezi. Și când o planetă ajunge în aceste grade, o poate lua pe arătură foarte simplu. Efectiv, nu-ți dai seama ce se întâmplă acolo. Și cumva, Mercur, deși va intra la gradul 29 leu, nu-i de ajuns. Mai face și anumite face și o inconjuncție cu Neptun din Pești. Așa că, atunci când simțim că vrem să declarăm din toată puterea ceva, când vrem să ne luptăm, când vrem să intrăm într-o competiție, vă rog să aveți în vedere că putem greși extraordinar de mult. E vrea că Mercur intră în Fecioară, pe urmă și ne ajută să ne corectăm greșelile, dar momentul în sine, acela în care poate ne facem de râs sau oamenii râd de noi sau ne simțim așa neapreciați, știți cum e? Nu contează. E vorba aceea că, vezi, domnule, contează intenția. Astăzi nu contează intenția. Astăzi intenția poate fi pedepsită și s-ar putea să ne supărăm pe noi, pe ceilalți, pe lume și câteva zile să plângem, egoul nostru să aibă mult de suferit. Așa că trebuie să aveți grijă astăzi. Unde simțiți, știți, chestia interioară care vi se declanșează așa și ziceți, gata, vă arăt eu tuturor, acolo trebuie să respirați, vă liniștiți și ziceți, trecem la Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn, stați departe de împrumuturi, dacă aveți nevoie de bani și trebuie neapărat și cineva vă oferă astăzi, nu luați, să zicem, dacă aveți nevoie de 3 lei, nu luați 4 lei, luați 3 lei. Stați departe de a vă lăsa impresionați din punct de vedere financiar și nu fiți indiscreți, nu intrați cu bocanci în viețile celorlalți. Deci la vărsător sau cei cu ascendentul în vărsător, Mercur se apropie de ieșirea din casa 7, unde se va și întoarce, din păcate, când va fi retrograd. Ce trebuie să aveți voi în vedere e că vorbele costă. O replică spusă că nu vă simțiți bine, că nu cereți timp și spațiu, s-ar putea să provoace adevărate dezastre din punct de vedere relațional. Să vă certați cu familia, cu partenerul, cu oamenii cei mai apropiați, doar pentru că ați simțit voi nevoia să-i criticați sau să-i apostrofați. Stați cu minte astăzi!